Actriță, desigur. De consecventă ce eram și de tenace ce eram. N-am vrut să duc mai departe profilul de pedagog din familia mea. Mi-aduc aminte de un băiețel, cred că avea 5 ani, a văzut Mica Sirenă și apoi a venit la Nils Holgersson și a strigat disperat în sală: "S-a tuns Mica Sirenă!" Nu știa ce să ceară, întrebând de ce, a zis: "Așa vreau eu." N-a fost niciun sacrificiu, toate rolurile mi-au fost oferite în dar și le-am primit cu plăcere. Orice muzică bună care are mesaj, care are poveste și care mă emoționează. Orice film făcut după o poveste a lumii. Portocaliu, Piftia mătușii mele, Checul lui Cornel, Apă potabilă, Eu un Mica Sirenă. N-aș vrea să joc niciun rol, aș vrea să mi se ofere și să-mi fiu pusă în continuare în valoare. Și să nu spui.